Paștele este o mare sărbătoare însă mai puțin pentru operatorii de la serviciul unic 112. În perioada sărbătorilor, numărul apelurilor de urgență crește cu aproximativ 24%, iar operatorii sunt nevoiți să facă față multiplelor solicitări din partea cetățenilor. Chemările mai specifice sărbătorilor sunt excesul de alimente și alcool. Trebuie să ajute oamenii. Pentru cetățeni, pentru apelanții noi, ei reprezintă salvatorii de la celălalt capă de fir. Totodată, aceștia spun că există și dificultăți, deoarece mulți cetățeni sună la serviciul de urgență 112 în stare avansată de ebrietate am fost solicitați în perioada sărbătorilor pascale, mai exact de vineri și până luni inclusiv, la 400 de cazuri dintre care 2 decedați, 10 traumatisme, 3 accidente rutiere și alte afecțiuni medicale precum agresiuni, colici abdominale, come hipoglicemice, hipertensiuni, convulsii, ebrietate acută, sindrome febrile la copii și pacienți psihici cronici. În perioada sărbătorilor pascale există o creștere considerabilă a apelurilor de urgență cu aproximativ 259. În majoritatea cazurilor sunt solicitări pentru serviciul de ambulanță și pentru serviciul de poliție. Potrivit statisticilor, cel mai mare flux de apeluri este înregistrat în a doua parte a zilei. Nesăbuința în mâncare vă poate trimite direct la urgențe și vă poate strica orice urmă de bucurie, toxinfecțiile cu ouă, carne sau alcool precum și incendiile generate de lumânări. Sunt doar câteva dintre probleme. Oamenii au fost îndemnați să fie prudenți. În perioada sărbătorilor de Paște, serviciul 112 lucrează în regim alert.